Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Nicu Covaci. Bine ne-am regăsit, dragii noștri privitori și ascultători, și încă o dată o sărbătoare frumoasă, o continuare a sărbătorii frumoase care a fost ieri pentru toți care se cheamă Maria, Marian, Marin și așa mai departe. Și pentru că este o zi specială, avem și noi un invitat special, domnul manager general Constantin Mitroi al Serviciului de Ambulanță Gorj, care îi mulțumim cu respect că a poposit din nou în studiurile noastre. Bine ați revenit, domnule director! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Iată, dumneavoastră sunteți managerul care conduce cu profesionalism una dintre unitățile strategice ale județului Gorj, o componentă indispensabilă a ceea ce înseamnă siguranța și salvarea vieților celor aflați în situații limită. Și v-ați achitat, așa cum spun statisticile și analizele, cu profesionalism de această obligație. Mai mult decât atât, ați reușit să extindeți și să faceți, să spunem, cât mai cuprinzător acest serviciu, care a inclus parteneriate cu alte unități strategice pentru a rezolva ceea ce înseamnă, nici mai mult, nici mai puțin, decât a ajunge în timp util și a rezolva cu profesionalism situațiile medicale apărute în diverse momente ale anului și în diverse situații, pentru că avem accidente, avem explozii, avem care din fericire ne-au cam ocolit pe noi, avem de ce nu transport al bolnavilor în diverse stadii către unitățile medicale și mai mult decât atât, acordarea primului ajutor, care este, să spunem, cum putem spune, obligația de bază a serviciului pe care dumneavoastră îl conduceți. Încă o dată bine ați revenit, domnule director general Constantin Mitroi. Vă mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit. Vreau să ne vorbiți în primul rând despre situația parcului auto, pentru că dumneavoastră aveți permanent în analiză și în atenție parcul auto, de care depinde în primul rând succesul, eficiența și reușita acțiunilor dumneavoastră. Ați avut permanent în atenție reparațiile curente, reviziile și, de ce nu, îmbogățirea parcului auto cu noi mașini, cu noi ambulanțe, dotate la nivelul cerințelor europene din anul 2019. Da, deci pot să vă spun că Serviciul Județean de Ambulanță Gorj avea un parc inventar de 34 de ambulanțe. Ambulanțe tip A, tip B și tip C. Să explicați ce înseamnă tip A, tip B și tip C. Da, ambulanțele tip A sunt ambulanțele de transport, în general pentru transport pacienți neasistați, adică cei care nu au nevoie de asistență medicală. Ambulanțele tip B și C, tip C sunt cele mai dotate, sunt doar pentru transporturi asistate și cu medic, iar tip B, la fel de performante, dar de obicei cu personal mediu, cu asistent medical, dar poate să lucreze oricând și medic pe ambulanță. Cele tip B, să înțelegem că sunt la urgențele uzuale folosite de către dumneavoastră. Sigur că da. Urgențele medicale uzuale. Nu este nevoie de medic, este cazuri de urgență, dar nu este nevoie de medic. Acolo unde este nevoie de medic, se poate utiliza și ambulanța tip B cu medic, dar în general ambulanțele tip C, care sunt cele mai performante, cele mai dotate din cadrul serviciului de ambulanță. În general, ce cuprinde dotarea unei ambulanțe de tip B și C, ca să știe telespectatorii și ascultătorii noștri? Păi, în primul rând, pe lângă personalul specializat,
pe lângă personalul specializat și trusa medicală care are, se compune din medicamentele, medicația care se este impune uzuală, primul ajutor. Pentru primul ajutor și necesară, indicată prin ordinul Ministrului Sănătății, pentru care trebuie să conțină și ce trebuie să conțină. Pe lângă asta este dotarea aparatura medicală, care sunt și defibrilatoare și pentru asigura oxigenării pacientului, sigur, în cazul în care este un stocard de respirator sau exact, este un accident care o aparatură pune în dificultate performantă și în raport cu toate necesitățile care le poate apărea la un pacient. Cele de tip A sunt doar transport și trusa medicală minimală. Ne-a asistat de obicei nici trusa medicală. Noi, de ce să nu vă spun, am dotat și ambulanțele tip A, pentru că ambulanțele tip A, chiar dacă sunt pentru transport neasistat, în cazuri extreme, când sunt cazuri de urgență, pot să le trimiți la cazurile respective dacă nu există echipaj tip B sau C, cu condiția ca imediat ce se disponibilizează unul din echipajele tip B sau C să fie trimis în întâmpinarea echipajului tip A. S-au întâmplat și cazuri de acest gen. De obicei evităm asemenea cazuri, dar dacă se întâmplă, noi le avem cât de cât echipate ca să poată să intervină prin minimul necesar la fața locului până la sosirea unui echipaj mai specializat. Specializat, da. Domnule director, ce înseamnă să administrezi un parc atât de complex auto, care conține șoferi, ambulanțieri, personal medical, baza tehnico-materială, de câte revizii are nevoie o mașină de-a dumneavoastră în raport cu destinația tip A, tip B și tip C, și am înțeles că așteptați și o înnoire a parcului auto care prevede sosirea unor ambulanțe noi, evident dotate, cu cele mai noi cuceriri în domeniul medical vis-a-vis de acordarea primului ajutor. Da, e dificil ca să ai grijă de un parc care e învechit, o uzură atât fizică cât și morală, o uzură care duce la creșterea cheltuielor cu întreținerea. Noi încercăm să fim în pas, adică în pas, să ținem cât de cât pe linia de plutire aceste ambulanțe, în funcție de bugetul alocat, bineînțeles, pentru că avem un buget limitat, nu putem să facem abuz de bani, dar în funcție de bugetul pe care îl avem, încercăm să menținem echipajele și ambulanțele în stare de funcționare, ca să asigurăm siguranța atât a pacientului cât și a echipajului de pe ambulanță. Câte revizii au nevoie mașinile pe care le administrați dumneavoastră într-un an de zile? Trimestrial sau? Să vă spun direct, pentru că nu mai e, că până în 90, până în 90 și un pic după, deținătorii de parc auto erau obligați să facă aceste revizii tehnice, RT1, RT2, RTSO, care aveau și un rol de prevenție. Adică după 3500 de kilometri până la 5000 de kilometri trebuia să faci și revizia tehnică de gradul 1, care trebuia să verifici dacă are vaselină, dacă are ulei și toate de frână, exact, sistemul de direcție. Un rol de prevenție. Asta înseamnă bani cheltuiți, ori la noi bugetul e așa cum e, bani pentru revizii nu sunt. Atunci când se defectează mașina, o trimitem în serviciul care avem contract, și să repară. La câte mașini sperați noi în acest sfârșit de an să vă sosească la Gorj, domnule director general Constantin Mitroi? Deci până în prezent, ultimele două ambulanțe noi au sosit pe 2 august,
Mai puțin de două săptămâni de când au sosit. Da, avem 9 ambulanțe noi venite din decembrie și până acum. Era vorba să ne vină încă 7 ambulanțe 4x4 tip B, dar până la sfârșitul anului o să ne vină 11 ambulanțe. Deci un număr peste ceea ce vi s-a promis. Iată 7 ambulanțe, da, 7 ambulanțe tip B 4x4 și 4 ambulanțe tip A. Sunt foarte binevenite. V-am zis că din totalul parcului de 34 de ambulanțe care le aveam noi ca și inventar, din datorită unor accidente, 2 ambulanțe au fost daună totală și nu s-a mai putut face nimic, reparație, și s-a încasat sumele, contravaloarea sumelor rămase de la asigurator, sigur. Asta este 25 de ambulanțe aveau durata de folosință depășită, urmând ca celelalte 9 să expire în anul viitor, în 2020. Da. Deci situația parcului nu era prea roză, se impunea ca acesta să fie înlocuit. S-a început și e un lucru foarte bun, să sperăm că se continue și anul viitor și se va schimba în totalitate. Câte subunități aveți în afară de unitatea centrală de la Târgu Jiu, domnule director Constantin Mitroi? Sunt 6 substații, cu excepție Târgu Jiu, deci avem substație la Motru, la Rovinar, la Turceni, la Bumbești, Jiu, la Târgu Cărbunești, la Motru și la Novaci. Acolo aveți câte 2 mașini, câte o mașină? Avem și 3, avem și 5. Da. De exemplu, la Târgu Cărbunești avem 5 ambulanțe, la Novaci avem 2, la Bumbești avem 3, la Turceni avem 3, la Rovinare avem 3, la Motru avem 5 și urmează să le dăm și dumnealor la Motru și la Târgu Cărbunești, le dăm și o ambulanță, câte o ambulanță tip C, pentru că avem și medic în substațiile respective. Și o să aibă și o ambulanță tip C, ca să poată interveni medicul prompt la solicitările unde se impun. Echipaj, aveți pe toate schimburile și în substații sau numai la nivel de intervenție, la nivel de consemn se activează? Nu, avem permanent echipaj pe substațiile respective și se întâmplă, adică chiar avem 2 echipaje pe tură. Unul se activează în caz de anumite coduri de intervenție. La permanență și când e nevoie avem și chiar și 2 echipaje pe tură. Cu situația de personal aș vrea, stimate domnule director Constantin Mitroi, să ne detaliați câteva aspecte. Aveți personal suficient sau vă propuneți ca în viitorul imediat să mai faceți completări ale necesarului de personal? Cu personalul stăm foarte rău, de ce să nu spunem și treaba asta. Deci la momentul de față, serviciul de ambulanță Gorj lucrează la 51% locuri ocupate, grad de ocupare al locurilor de muncă. Să lucrezi la 51% grad de ocupare e foarte dificil, mai ales că vara în general, dar pe parcursul anului, intervin concediile de odihnă, concediile de boală și atunci trebuie suplinite și suplinirea echipajului înseamnă chemările la domiciliu și ceea ce duce la o solicitare a personalului. Sigur că da. Dar încercăm să ne descurcăm și acum de ce să nu spunem și cealaltă variantă. Există în dezbatere publică o ordonanță de urgență prin care s-ar bloca posturile. Și după ce prevede ordonanța respectivă, la 3 posturi libere, să n-ai voie să angajezi decât o singură persoană. Se pare că personalul medico-sanitar n-ar intra aici, ar fi excepție, dar se fac demersuri încă pentru ambulanțieri să intre și ambulanțierii tot în personalul medico-sanitar, exceptat de la această ordonanță, da? Exact, pentru că dacă ar interveni și n-ar fi exceptat ei, ne-am duce la imposibilitatea
de a acoperi turele. Turele și echipajele. Și situațiile excepționale când e nevoie de să trimiteți într-un punct două, trei mașini. Ar trebui să nu mai respectăm timpul de odihnă al celorlalți și să îi aducem un flux continuu, cum ar veni, ceea ce e greșit, pentru că să aduci un ambulanțier la servici să nu fie odihnit, pui în pericol viața întregului echipaj și a pacientului. Cam de câte persoane ați avea dumneavoastră nevoie ca să faceți o completare a necesarului de personal în acest sfârșit de an, în aceste aproximativ 6 luni câte mai sunt din 2019? Personal ar fi nevoie, pentru că asistenți medicali, de exemplu, ne-ar mai trebui 30 de asistenți și 30 de ambulanțieri și cam 18 medici ca să lucrăm la capacitate maximă. Exact. Acum avem promisiuni, că nu sunt promisiuni, dar nici să speră, pentru că vedeți dumneavoastră, ar trebui și ideal ar fi ca pe un echipaj să ai 3 persoane. Ambulanțier, medic și asistent sau 2 asistenți medicali, da. Pentru că sunt manevre care necesită sprijinul e nevoie și echipei. Exact. Acum, sindicatele și federația s-au implicat și de ce au făcut demersurile necesare, nu se știe dacă o să fie posibil așa ceva. Se încearcă un memorandum măcar pentru la anul ca să ne deblocheze 500 de posturi pentru personalul medico-sanitar, în funcție de promisiuni, și să sperăm că s-ar rezolva, că ar fi foarte bine. La nivel de țară, spuneți, 500 de posturi. Da, la nivel de țară și după aceea s-ar împărți pe județ în funcție de gradul de ocupare al locurilor de muncă care sunt pe fiecare județ în parte. La dumneavoastră, de ce ar fi cel mai mult nevoie de asistenți și de ambulanțieri sau de medici? De toate trei. Toate categoriile. Sigur că da, pentru că medicii sunt și ei indispensabili și trebuie să facă gărzi și trebuie să răspundă prompt la solicitările respective. Asistenții și ambulanțierii sunt necesari pentru că sunt pentru completarea echipajului. Da. Deci nu poți să lucrezi cu un ambulanțier fără un asistent sau chiar fără medic. Fără medic mai poți lucra, că poți să faci un echipaj din ambulanțier și asistent. Dar nu poți să lucrezi cu asistent, fără asistent, de exemplu, pentru că ambulanțierul respectiv nu poate să fie folosit decât pentru transporturile cu pacienți, cam unde nu au nevoie de asistență medicală. Da. Domnule director, iată, am vorbit despre situația parcului auto și un lucru îmbucurător pentru noi toți corjenii este faptul că am aflat de la dumneavoastră că vă vor mai veni cel puțin 11 autospeciale ambulanța până la sfârșitul anului. Ați mai avut și anul în curs câteva mașini noi venite, iată, parcul se înnoiește și serviciile dumneavoastră de calitate superioară vor atinge un prag și mai profesional și veți reuși să altfel să mânuiți, să spunem, schema de personal și parcul auto în felul acesta, reușind să răspundeți tuturor solicitărilor din teritoriu. Am vorbit și despre situația de personal și aici, prin ordonanță, cu toții sperăm ca să fiți acceptați și să reușiți să completați pe parcurs necesarul de posturi, pentru că, așa cum spuneți dumneavoastră, orice post în plus înseamnă vieți salvate, orice parc auto îmbunătățit înseamnă ajungerea în timp util la zona în care s-a întâmplat serviciile de ambulanță sunt instituții de interes strategic. De interes strategic și care sunt primele care acționează în asistența medicală în prespital. Deci noi suntem primii care ajungem la caz și de noi depinde viața pacientului, dacă suntem propți, dacă e dus imediat la spital ca să poată interveni medicul respectiv. În momentul în care
noi o să dăm din colț în colț, că nu o să avem ba ambulanțe sau personal, personal spaș. Exact. Atunci, în partea cealaltă, la capătul celălalt, e pacientul care suferă. Și ajunge târziu în exact. Spitalizare și fiecare minut, fiecare minut înseamnă o șansă minus la viață sau un plus. Poate dar dumneavoastră ați reușit prin înțelepciune, prin profesionalism, prin coordonarea superioară a unei echipe cu un coeficient managerial admirabil, ați reușit să aveți performanțe chiar și cu baza materială și cu numărul de persoane redus, pentru că ați reușit, datorită experienței, să administrați în mod superior resursele care le aveți și din când în când să reușiți să faceți noi achiziții și să aveți porți deschise spre completarea și a necesarului de personal. Domnule director Constantin Mitroi, director general Serviciul de Ambulanță Gorj, vreau să vorbim despre un bilanț al semestrului întâi, un bilanț pe care l-ați făcut cu ocazia zilei ambulanțierului, care s-a întâmplat la finele lunii pe care de-abia am încheiat-o iulie. Da, pot să vă spun. Prindeți ambele evenimente și vorbiți despre ele. Prin legea 22 din 2015 a fost instituită ziua de 28 iulie, ziua națională a ambulanței. Un lucru bun. De atunci ce ambulanța, serviciile de ambulanță au sărbătorit în fiecare an această zi, consacrată nouă. Anul trecut a fost sărbătorită la Alba Iulia, anul acesta a fost sărbătorită la Oradea, o organizare ireproșabilă și să sperăm că o să fie organizată așa în fiecare an. Respectiv cu bilanțul. Până la bilanț aș vrea să vă fac o trimitere doar la ziua de ieri, că tot ați adus aminte că a fost o zi de sărbătoare. În data de 15, serviciul de ambulanță a fost solicitat de peste 102 ori, diverse solicitări, deci a fost o zi plină, cum ar veni. Referitor la semestru 1, serviciul de ambulanță a răspuns la peste 15.860 de solicitări, din care persoane asistate peste 15.270. Copii au fost peste 980 de copii asistați și referitor la un bilanț trist, accidente rutiere au fost 261 de accidente rutiere, iar stopuri cardiorespiratorii 222. Tot un bilanț trist ar fi și numărul decedaților, care s-au ridicat la 24 de decedați. Din ce au rezultat? Din accidente rutiere sau din cazuri medicale și limită? Accidente rutiere și din cazuri... Stopuri cardiace, exact, da. Afecțiuni acum care... Sunt diverse afecțiuni care se ivesc acum... Apar, cum spune unul, pe nepusă masă și... Exact. Până se anunță până ambulanța, deja e prea, poate prea târziu pentru ei să... Deci până se anunță ambulanța, deci... Și cazuri când sunt găsiți decedați la domiciliu, pentru că nu au aparținător și... Adică în zilele de sărbătoare legală, sâmbătă și duminică, sărbători legale, constatarea decesului o facem noi, ambulanța. Da. Medicii de pe ambulanță. Suntem chemați de fiecare dată când e nevoie, pentru că asta este legea, nu știu, ar că am trăit totul schimbată, pentru că sunt centrele de permanență în care sunt tot medici și medicul ar trebui să constate dumnealor decesul, pentru că e o dizlocare a medicului meu de pe ambulanță ca să facă o constatare de deces și poate în timpul respectiv aveți nevoie, o intervenție, o intervenție unde chiar e nevoie, de medic, da. Da. Și atunci apare discrepanța aceasta care totuși ar trebui reglementată pe parcurs și sunt centre de permanență, sunt medici care fac gărzi pe centre de permanență și părerea mea e că totuși ar trebui reglementată de așa natură când medicii de acolo ar trebui să facă și constatarea decesului. Sau, dacă nu, măcar medicul de familie. Da. Ar fi un sprijin pentru noi ca să nu mai disponibilizăm noi un medic, o ambulanță, ca să-l trimitem să facă constatarea de deces. Având în vedere că pe centre de permanență, să spunem, încărcarea cu cazul nu este așa mare ca la dumneavoastră. La dumneavoastră solicitările sunt foarte multe și în special în zi de sărbătoare, pentru că
Mi-a plăcut ce spunea cineva într-un material, am văzut pe televiziune națională, că serviciul de ambulanță este a doua instituție după poliție și pompieri, care nu are zi liberă, nu are sărbătoare legală, ci sunt la serviciu atunci când sunt în tură și răspund tuturor persoanelor aflate în nevoie, atunci când ceilalți se relaxează și se bucură bine meritat de zile libere. Exact. Noi suntem pe metereze, cum se spune, și de ce să nu recunoaștem? E o satisfacție atunci când intervii și salvezi o viață. Suntem acolo unde suntem, ne facem datoria cum trebuie și să sperăm totuși că ne-o facem cu profesionalism și să ajutăm pacientul atunci când e nevoie. Accidente rutiere am avut multe, estimate domnului director, în primele 6 luni, din situația dumneavoastră. Accidente rutiere au fost peste 260-261 de accidente rutiere. Pe tot județul Gorj. Pe tot județul Gorj, da. Și sunt multe, sunt puține, totuși... Victime au fost multe rezultate în aceste accidente. Da, n-am o situație cu victimele care sunt rezultate după aceste accidente, dar în momentul în care e un accident rutier, victime sunt sigure, adică poate nu e gravă sau da, e oricum, mai puțin gravă, dar victimă este și deplasarea da. La fața locului se impune și poate prea puține care refuză transportul la spital. Cu transportul către clinicile de specialitate, ce solicitări ați avut în primele 6 luni? Sunt destule. Vedeți, noastră, și acum avem intervenția unui elicopter care a fost chemat de la Craiova pentru un nou născut, un nou născut de 3 zile, probleme respiratorii, care a fost preluat de la noi la Târgu Jiu și transferat la Timișoara. Era în unitatea de neonatologie de aici, de la Spitalul 700, da? Exact, exact, da. Apar tot felul de complicații, complicații care nu pot fi prevăzute, nu pot fi prevăzute și nu pot atunci fi tratate aici. Se apelează la dumneavoastră, pentru că dumneavoastră aveți și o colaborare cu serviciul aerian de ambulanță din Craiova și de la nivel național și oricând aveți solicitări de acest gen, intrați în legătură cu dumneavoastră și trimit un elicopter smurd să preia... Toate cazurile de urgență în care e necesar elicopterul, se poate solicita. Problema e că condițiile atmosferice să permită elicopterul... Să nu fie ceață, să nu fie precipitații abundente, exact, vânt puternic, exact, în rest, ca să poată și aterizeze, ca să poată să preia și bolnavul. În rest nu au fost probleme niciodată, elicopterul a fost prompt de câte ori a fost solicitat. Vreau să ne vorbiți despre colaborări, parteneriate și proiecte la care sunteți parte componentă în acest 2019. Dumneavoastră, domnul director Constantin Mitoica și manager al celui mai eficient dintre serviciile medicale și anume cel de ambulanță din Gorj. Avem parteneriate foarte bine și colaborăm foarte bine cu Smurdu, cu ISU, colaborăm foarte bine și cu Salvamontul. Deci, la noi nu sunt probleme, colaborăm și inclusiv cu poliția și pot să spun chiar astăzi avem un transport pentru o persoană psihică care e transportat la Buzău și avem avut sprijinul poliției ca pe timpul transportului să nu fie probleme cu persoana în cauză. Deci, în colaborare există, ne înțelegem că asta este, intervenim de oricâte ori e nevoie, le solicităm sprijinul și cu accidentul de la Padeș a fost solicitat salvamontul. Deci nu s-a pus problema și pe defileul Jiului în situații greu accesibile. Ei au înțeles, au răspuns prompt, au intervenit la caz, ne-au ajutat de fiecare dată când am avut nevoie și nu o să fie probleme nici pe viitor, dumnealor o să fie prompți. De asemenea, v-am zis, și Smurdu ne ajută foarte mult. Au câteva puncte de lucru. Îi folosim și de fiecare dată când avem nevoie pentru completarea echipajelor atunci când serviciul de ambulanță... Când sunt coduri roșii, unde sunt mai multe victime,
încarcerate, și când mai multe mașini implicate sau... Și când sunt cazuri puțin mai ușoare, care nu e neapărat nevoie de un echipaj complet cu medic sau asta, apelăm la SMURD, îl trimitem, dacă e cazul, dumnealor cheamă un echipaj cu medic în întâmpinare, deci nu e o problemă, a fost o colaborare foarte bună și o să sperăm, adică o să colaborăm cu în continuare foarte bine. De ce să nu o spunem direct, a fost chiar foarte bună colaborarea, de fiecare dată ne-am înțeles, înțelegerea, colaborarea, intervenția se face tot prin despecialatul integrat, care despecialatul e coordonat tot de ori de medicul nostru, ori de asistentul serviciului de ambulanță, n-au fost probleme și sperăm să nu fie probleme. Am participat împreună cu ISU la invitația dumnealor. Un exercițiu. Un exercițiu pe... Zona Padeș, din câte ne amintesc. La Runcu. Sau la Runcu, da. Acolo o simulare pentru... La Padeș ați avut o intervenție, din câte știu. Da, da. Cu mașina aceea căzută în râpă. Da, da. Aici a fost o simulare pentru un incendiu de pădure. Am fost invitați și noi. Ne-am prezentat cu două ambulanțe tip B. Exercițiul a decurs foarte bine. Deci simulări din astea se mai fac, participăm. Și sunt pentru a spori capacitatea de intervenție și interoperabilitate între SMURD, poliție, pompieri și serviciul exact, de ambulanță. Și la fața locului îți dai seama fiecare ce trebuie, pe ce trebuie să se axeze și unde sunt punctele unde trebuie să acționați în colectiv, în colaborare. Exact. Până unde poate interveni ambulanța. Competența ambulanței și apoi... Fiecare, da, și de ce nu să recunoaștem poate ce ar mai trebui făcut. Da. Poate să fie o eficientizare. Poate să fie și un pas pentru eficientizarea și sigur pe da. O colaborare superioară pe un palier de eficiență exact. Acestor instituții care înseamnă, în primul rând, salvarea celor aflați în nevoie și limitarea pagubelor și dezastrelor. Exact. Domnule director general Constantin Mitrui, vreau, pentru că tot am vorbit de bilanț, să ne vorbiți despre cheltuielile cu reparațiile și întreținerea parcului auto și administrativ pe 2018-2019. Da, pot să vă dau sume. De exemplu, în 2018 am cheltuit 7.629.000 bani vechi. Deci da. 769.000 lei. Iar în acest an, până la data de 31.7, am cheltuit 3.272.100, deci cam 327.210 lei. Am încercat să facem cât de cât economie, bugetul e așa cum este. De exemplu, la ora actuală avem 11 ambulanțe care sunt defecte și sunt în service. N-ar fi o problemă, una ar fi mai cu probleme deosebite care e cu motorul defect. Cheltuielile pentru un motor se ridică la peste 400 de milioane. Așteptăm rectificarea bugetară să vedem cum ne putem învârti. Am înțeles că în septembrie va fi clarificată. Să și dau ce de septembrie va fi clarificată. Da, am înțeles că s-a publicat deja rectificarea în monitor oficial. Și vor sosi și bani la sfârșit de august. Și să sperăm că o să vină și diferențe de bani. Eu ar fi nemaipomenit pentru că am rezolvat din problemele care le avem. Și repunerea în circulație a celor defecte, chiar dacă au venit altele noi, pentru că le-ați ține în rezervă sau le-ați direcționa către substații din teritoriu, acolo unde pot fi folosite și chiar pe distanțe mici, dar reabilitate, reparate capital și aceste mașini pot să intre în utilizare și să salveze vieți, pentru că orice mașină utilă, orice mașină în activitate la dumneavoastră înseamnă un plus de vieți salvate. Trebuie reparate și repuse în funcțiune, pentru că în orice moment poate să cadă o altă ambulanță. Sau poate să fie nevoie de intervenția unui număr mai mare de mașini. Exact. Deci nu poți să spui că s-a defectat mașina X, o las acolo că mi-a venit mașina nouă. Nu poți să faci acest lucru, pentru că în orice moment se poate defecta o altă mașină și dacă renunți la reparația... Nu ai în rezervă un echipaj care să poate să intervină prompt la momentul necesar. Exact, exact. Și ajungi să pui tot parcul să-l ții defect, că nu poți să-l repui și
cresc cheltuielile cu reparațiile. Așa e, cât de cât le mai aducem, le mai întreținem, le mai reparăm, că asta este, trebuie să menținem parcul pe linia de plutire și să sperăm că ușor-ușor se vor înnoi și se vor fi înlocuite cu alte mașini noi. Pentru că tot ați făcut un bilanț, iată, extrem de încurajator pentru noi toți care beneficiem de serviciile dumneavoastră, un bilanț care ne dovedește că sunteți la datorie și că aveți capacitatea, puterea și dorința de a salva cât mai multe vieți. Vreau să vă întreb, în ce perioada anului sunt cele mai multe intervenții, domnule director? Eu știu, pe perioada iernii, a verii, când bolnavii cu afecțiuni cardiovasculare sunt cu cel mai mare risc, afecțiunile cronice de altă natură, când sunt, după situația dumneavoastră, cei care interveniți primii la cei aflați în nevoi medicale? Să știți că după centralizarea noastră a datelor, de exemplu, în acest semestru, primele trei luni, au fost mult mai multe solicitări, au fost peste 1200 de solicitări față de 7500 trimestrul 2. Deci pe timpul anului, timpul rece, solicitările au fost mult mai mari. Mai multe, ce afecțiuni au fost mai des întâlnite, mai frecvente? Păi au fost diferite. Au fost și stopuri cardiorespiratorii, au fost și agresiuni, au fost și accidente rutiere, agravări ale unor probleme medicale mai vechi. Mai vechi, da, astea apar tot sub forma asta de poate au avut și au chefuri cu... Au exagerat un pic cu regimul alimentar și a uitat să-și ia medicația. Trebuia, da, tot felul de... Acum pe vară, stimate domnule director, ce am avut ca și cazuistic, așa, adică al doilea trimestru? În trimestru 2, la noi se menține. De exemplu, serviciul de ambulanță intervine între 2500 de solicitări și 3000 de solicitări pe fiecare lună. Așa cum am văzut, în trimestrul 1 au fost mult mai multe. 8200 și ceva de... 63 de solicitări, parcă față de 7500. Ele pot să fie tot felul de intervenții. Cu afecțiuni cardiace, cu afecțiuni psihiatrice, cu traume, cu afecțiuni vasculare, chiar și febre, pentru că, de ce să nu recunoaștem... Mai ales la copii, febra este un semnal de alarmă. Da, și sunt foarte multe apeluri care nu sunt urgente. Și acum mergeți pe centrele de permanență. Aici v-ați face un apel, domnule director, pentru că mai avem exact un minut. Un apel către toți bolnavi, către noi toți pacienții posibili, către noi toți cetățenii din Gorj care avem o problemă medicală, care sunt pașii care trebuie să-i facem până ajunge să apelăm la dumneavoastră. Eu știu, să consultăm medicul și familie telefonic sau să ne deplasăm dacă suntem deplasabili la un centru permanență din apropiere și apoi să venim spre dumneavoastră cu un apel? Deci, ideal ar fi ca orice pacient nu trebuie să evite medicul de familie. Deci medicul de familie trebuie să fie primul medic care trebuie să-l consulte, să-l vadă și să-i dea indicații. Sau măcar indicații telefonice, dacă este o zi de sărbătoare și nu poate medicul să se deplaseze. După aceea, centrele de permanență, pentru că sunt centre de permanență cu medici care fac gărzi și pot să îi îndrume foarte ușor și cu tratamentul care pot să-l facă. Și să facă manevre medicale necesare pentru afecțiuni mai ușoare, să spunem. Exact, adică nu trebuie să apeleze la 112 pentru care e febră. Pentru că sau care trebuie să-i facă o injecție urgență, cu agocalmin sau și pentru... Sau că doare un dinte. Da, da. Deci nu sunt afecțiuni de urgență, nu sunt urgențe care trebuie apelate prin 112. Urgențele la dumneavoastră ar trebui să fie apelate de către noi toți atunci când sunt probleme insuficiențe respiratorii, afecțiuni gastrointestinale grave, accidente vasculare. Problemă care e depășită, e depășit medicul de familie sau centrele de permanență care acolo nu fac față. De exemplu, dacă dumneavoastră ca și pacient o să mergeți la centru de permanență și dânsii de acolo
spun că e sunt depășit ca și competență? Sigur, atunci nu e nicio problemă, dar sunt destule solicitări, accidente, sunt căzuți în stradă care trebuie să se intervină urgent. Se intervine, sunt cazuri majore de urgență în care orice secundă contează, că minutul e mult. Mult. Da. La dumneavoastră, intervenția între 3 și 5 minute se ajunge oriunde în municipiul Târgu Jiu. De obicei, da, maxim 8 minute trebuie să ajungem fără probleme, dar asta e rugămintea cea mare, e ca toți pacienții să înțeleagă ca să apeleze la 112 numai pentru urgențele acolo când e nevoie de urgență. Problemele mici care sunt non-urgențe, să treacă totuși pe la medicul de familie sau pentru centru de permanență, care pot să-i ajute oricând în și moment. Cei care sunt cu aparținători să asculte indicațiile echipajului dumneavoastră până la sosire, ca să fie oricum pregătit pacientul să intre direct în asistența dumneavoastră. Sigur că da. Vă mulțumim mult, cu respect, domnule director general Serviciul de Ambulanță Gorj Constantin Mitroi. Vă felicităm pentru realizările și profesionalismul cu care interveniți dumneavoastră de fiecare dată atunci când ne aflăm în nevoie. Vă urăm o vară și o toamnă ușoară și vă mai așteptăm în studiourile noastre. Mulțumim, mulțumim și oricând cu plăcere vin la dumneavoastră. Iarăși dumneavoastră rămâneți alături de noi, că și la zi de sărbătoare, ca de obicei, ca întotdeauna aveți ce vedea și auzi. Da. Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine, începând cu ora 13:10 la Radio Accent.